Alexandru Cătălin a fost un copil normal până la vârsta de aproape 4 luni, când i s-a făcut vaccinul împotriva poliomielitei. Mama sa, Livia, spune că la momentul respectiv se afla sub tratament cu antibiotice, iar vaccinul i-a fost fatal. A rămas paralizat. Acum are 9 ani și 3 luni, însă nu poate vorbi, nu poate merge și are nevoie în permanență de Pampers. A suferit deja 7 operații, iar acum ar trebui să se pregătească pentru a 8-a. Știe de toate, știe. Știe să coloreze, știe să scrie cu cât de cât un pic de la școală, că e în clasa 1 la Semerea Veche la Waldorf. Și sper ca Dumnezeu să ne ajute în continuare. Singurul venit al acestei familii este indemnizația pe care mama lui Alexandru o ia pentru că este asistent personal. Copilul este încadrat în grad de handicap grav, însă banii cu care statul îl ajută merg direct la școala Waldorf din Simeria, acolo unde băiatul este înscris în clasa 1. Pe lângă operațiile periodice în centrele universitare din țară, tratamentul anual al lui Alexandru costă 500 de euro, bani pe care mama sa nu are de unde să îi ia, chiar dacă medicii i-au spus că există șanse mari de recuperare. Cu toate acestea, femeia este determinată să lupte pentru copilul ei și nu s-a gândit nici măcar o clipă să-l lase în grija statului. 80% va merge, nu cam noi, dar au zis că va merge. Și eu-s mulțumită, barul să meargă. Să meargă cât de cât, să-și câștige pita el, că eu mâine mor. Că am și eu diabet, am și 8 operații pe multă. Nu-l dau pentru nimic în lume, cum să-l dau? Dar cum să-l dau? Atât am și eu pe lumea asta. Căsuța în care mama și fiul locuiesc este una sărăcăcioasă și nici măcar nu este a lor pentru că stau în chirie. Lui Alexandru îi place foarte mult să se plimbe, dar nu o poate face decât în cărucior. Din nefericire, un necaz nu vine niciodată singur. Și pentru că atunci când era mic a luat vitamine mai multe luni la rând, acum Alexandru Cătălin are tendințe de obezitate. Pentru a putea să se deplaseze cât de cât, mama sa a solicitat casei județene de asigurări de sănătate să suporte costurile necesare pentru achiziționarea unei orteze, dispozitiv medical special pentru astfel de cazuri. Nu știe însă dacă va primi un răspuns pozitiv. Cei care pot și vor să-l ajute pe Alexandru o pot face donând bani în contul afișat pe ecran sau sunând la numărul de telefon 0723 219 418.